Un turist din Cehia care și-a bătut joc de români a fost găsit după ce a vandalizat o cetate dacică. Bărbatul a fost identificat după ce și-a scrijelit numele pe zidurile antice ale așezării de la Piatra Roșie. În ultimele luni, siturile UNESCO au fost ținta mai multor acte de vandalism. Victor Nomad, un turist ceh care a vizitat mai multe locuri din România, este acuzat că a provocat distrugeri la cetățile dacice din Munții Orăștiei. Cetatea Piatra Roșie din Munții Orăștiei a fost din nou vandalizată. De această dată însă autorul distrugerilor a fost identificat nu de către autorități, ci de localnicii care au găsit scrijelit numele pe zidurile monumentului istoric. Victor Nomad, un ceh care a trecut pe la Piatra Roșie și și-a lăsat numele pe un bloc dacic de calcar de la intrarea în cetate. Cine dorește să-l felicite pe Victor Nomad pentru acest act de vandalism îl găsește aici, informează pagina de Facebook Sarmisegetu Zaregia, adăugând pagina de profil a cehului. Există un regulament cu privire la vizitarea cetăților dacice în care actele de vandalism sunt pedepsite cu amenzi. De asemenea, autorul distrugerilor poate fi cercetat penal. Cetatea Piatra Roșie păstrează numeroase urme de vandalism, chiar și copacii din așezarea antică au fost scrijeliți cu inscripții pornografice.